Bun găsit! Ați observat că viața noastră se împarte între serviciu, timpul petrecut cu familia și atât de necesara odihnă. Nu mai avem vreme și pentru noi și plăcerile noastre. Nu odată s-a demonstrat că planificarea este cheia, așa că lăsați-vă pe mâna mea și fie că sunteți din capitală sau din provincie, fie că sunteți de-al casei sau doar în vizită, vă spun cum veți putea să descoperiți lângă voi locuri noi sau să le redescoperiți pe cele deja cunoscute. Așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit o selecție a celor mai importante evenimente din țară, de la concerte, piese de teatru și activități în aer liber. Evreiesc de stat vă invită mâine la spectacolul Miss Daisy și șoferul ei, una dintre cele mai cunoscute piese de teatru din lume. După ce a mai distrus o altă mașină, Miss Daisy, întruchipată de Maya Morgenstein, văduva unui fabricant evreu bogat, e forțată de fiul ei să renunțe la șofat și să angajeze un șofer. Dar ce faci când o simplă plimbare cu mașina condusă de un înțelept bărbat devine o oglindă a drumului tău prin viață? Și ce te faci dacă, într-o zi, într-un ambuteiaj, descoperi că cea mai dificilă persoană din viața ta ești chiar tu? Aflați răspunsul mâine la ora 15 la Godot Cafe. Și tot în București, mâine 14 martie, sunteți așteptați la o seară argentiniană. Analia Selis revine pe scenă după o scurtă pauză artistică împreună cu un alt artist argentinian, Mariano Castro, pentru un nou proiect. Muzică și voie bună la Backyard Garden de la ora 20:30. Eveniment de excepție la Sala Palatului din Capitală. Cântărețul George Nicolescu va primi cadou la aniversarea celor 65 de ani un duet la care visează de mai bine de 40 de ani, cu legendarul chitarist José Feliciano. De la pop la rock, de la jazz la gospel, flamenco, bolero, asta a pregătit artistul american de origine portoricană pentru publicul din România, alături de cele mai cunoscute piese ale sale. Îi veți putea urmări pe cei doi artiști nevăzători luni de la ora 20 la Sala Palatului. Dacă sunteți în căutarea unei vacanțe deosebite în țară sau în străinătate, acest weekend este momentul ideal să vă decideți. La Romexpo are loc ediția de primăvară a Târgului de Turism al României. Puteți alege între turism cultural, rural sau de business, turismul de tratament, destinațiile exotice, croazierele și turismul de aventură. Din ofertele companiilor expozante nu lipsesc nici accesoriile și gadgeturile necesare în orice călătorie. Opera Națională Română din Cluj vă invită duminică 15 martie ora 18:30 la premiera spectacolului de balet Don Quixote. Evenimentul va readuce în fața publicului clujan fascinanta capodoperă spaniolă la 37 de ani de la prima sa reprezentație pe scena Teatrului Liric din Cluj. Bazat pe faimosul roman Don Quixote de la Mancha al lui Cervantes, baletul în două acte va spune pe pașii corpului de balet clujan eterna poveste de aventură și dragoste. Editura Litera vă oferă astăzi o selecție de cărți care vor ajuta și încânta orice mămică. Un ghid de creștere a copilului cu sfaturi și informații practice despre alimentație, îngrijire, dezvoltarea emoțională și intelectuală, precum și dezvoltarea aptitudinilor, tratarea problemelor de sănătate ale copiilor în vârstă de până la 3 ani, prezentarea legăturilor ascunse dintre alimente și bolile copilăriei. În aceste 4 volume eveniment veți regăsi soluții practice pentru a gestiona momentele de criză în relația cu cei mici și o carte jurnal în care să scrieți cele mai frumoase momente ale maternității pe care să vi le amintiți mereu. Doar astăzi aveți pachet Mama și copilul, 4 volume la numai 145 de lei, redus de la 203,7 lei. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1771, tarif normal. După trimiterea mesajului veți fi contactat de un operator care va prelua comanda. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs la primirea coletului. Dacă aveți sugestii sau întrebări, nu ezitați să ni le adresați pe pagina de Facebook a emisiunii. Mâine facem pauză și ne reîntâlnim duminică de la 9:30 pentru că vrem să auzim numai de bine.